Hola, numele meu este Diana Suzana Ulițai. Numele meu este Floriana Postic. Am 55 de ani. Jecu Ciprian Nicolae, sunt din Victoria, Brașov, România. Sunt din București, România, am 40 de ani. Și în urma acestui curs am fost plăcut impresionată de... Ospitalitatea portugheză. Ospitalitatea portugheză m-a încântat foarte mult. Ospitalitatea poporului portughez. Zâmbetul portughez. Cu ăsta sigur o să plec acasă. Așteptările de la acest curs sunt foarte mari, pot să zic, mai ales că prima impresie din România, când a venit domnișoara Ana și ne-a învățat foarte multe lucruri într-un timp extrem de scurt și așteptăm să îmbunătățim aceste lucruri pentru că și noi în România avem un potențial fantastic. Avem un turism de explorat, foarte în regulă. Cred că este un impact care deja se realizează, deja îl simt că este benefic, pentru faptul că m-a entuziasmat acest curs, mi-a plăcut de la bun început, iar aici când am ajuns în Portugalia, ce să spun, totul la superlativ, sunt foarte încântată. Este projeto tinha duas vertentes. Por um lado, uma formação de curta duração na Roménia, realizada por um formador português daqui, da escola, e esta vertente da formação prática. Ora, por muito que em termos teóricos ou em contexto de formação, nós levemos para lá o que é a experiência portuguesa e o que pode ser o contributo de Portugal para um incremento na melhoria da qualidade dos serviços que são prestados ao nível da hotelaria na Roménia, nada melhor do que as pessoas poderem vivenciar in loco aquilo que é a realidade portuguesa. Claro que nós não somos nem melhores nem piores, nem fazemos melhor nem fazemos pior. Fazemos provavelmente de forma diferente, mas é nessa diferença e naquilo que de melhor eles podem encontrar na diferença que aqui veem que eles podem retirar a mais-valia da sua estadia cá. Acest stagiu, în primul rând, a făcut o impresie profundă asupra mea, atât în plan mental, cât mai ales emoțional. Portugalia m-a impresionat de când am coborât din avion. Mi-a plăcut foarte mult căldura portughezilor, am apreciat enorm de mult căldura portughezilor, ospitalitatea lor. Curățenia orașului, Fatima, liniștea și pot să spun că îmi place foarte mult aici. Dacă aș putea, în viitor chiar mi-aș dori să trăiesc în această țară. Da, o țară foarte frumoasă. Inclusiv oceanul îmbinat cu muntele, oameni frumoși, deschiși, foarte primitori. Mi-ar plăcea să mă întorc cândva.
Eu penso que é muito importante para eles, do meu ponto de vista, porque da forma que nós organizamos as coisas, a ideia foi dar-lhes uma perspectiva global de toda a área profissional deles, neste caso a área de hotelaria e concretamente a área de cozinha. O que nós pretendemos é que eles fiquem com uma ideia, em termos gerais, das várias categorias de restaurantes, várias categorias de bares, várias categorias de hotéis, vários tipos de cozinha, em termos de cozinha internacional, cozinha regional, perceberem as questões relacionadas com as técnicas modernas de cozinha, portanto, no fundo, dar-lhes uma panorâmica geral que eu penso que será muito importante para a vida deles em termos pessoais e profissionais. Desde 99 que encetamos esta tipologia de parcerias, em estágios, quer dos nossos alunos em outros territórios, neste caso já 14 países da União Europeia, quer a vinda desses alunos também ao nosso território, demonstram exatamente um enriquecimento, quer ao nível profissional, por um lado, quer ao nível cultural, que também é importante salvaguardar nestes intercâmbios, mas julgamos fundamentalmente que com isto estamos a aproximar os níveis de formação dos diferentes países e, de alguma forma, se isso vier a ser possível algum dia, haver uma equiparação de níveis formativos em toda a Europa para que alguém que tira uma formação no Fundão ou em Portugal ou que possa tirar na Roménia possa ter essa certificação ao nível de todo o espaço europeu. É isso que se pretende e é para isso um bocadinho que tentamos de alguma forma contribuir. Stagiul în Portugalia a fost o experiență nouă, a fost ceva la care nu mă așteptam. Totul a fost foarte diferit, pentru că pot ajunge mult mai sus. Mi-am îmbunătățit serviciile, nu mă așteptam să învăț atât de multe. Și față de ce se întâmplă la noi, mă va ajuta foarte mult, încât să mă diferențiez de ceilalți. Experiență foarte plăcută, intensă, care sunt fer convins că mă va ajuta pe viitor în meseria lucrător în pensiune. Se va încadra 100% viața mea personală, pentru că vreau să deschid o afacere în acest domeniu. Intenționez să accesez fonduri europene și să prezint un plan de afaceri pentru a construi o pensiune. Facem o pensiune dedicată tuturor. Am spus eu de la mic la mare, unde de la mic vine copilul mic și de la mare la adult și mare, pentru că avem Marea Neagră. Extraordinar. Un viitor mai bun. Li s-a oferit o șansă și au profitat de ea. 618 șomeri din mediul urban au urmat cara propusă de proiectul Eurocomp. Peste 110 persoane și-au găsit un loc de muncă, au fost înființate 20 de afaceri noi, 568 de șomeri au urmat cursuri de formare profesională și 580 au avut parte de consiliere profesională. Cu fiecare șansă oferită se construiește un viitor mai bun. Detalii pe aso-edu.ro. Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.